Salutare și m-am găsit din nou pe Euro Truck Simulator 2. De această dată suntem cu o Panamera, Porsche Panamera. Deci, frate, o mașină, nu știu exact câți cai, cred că 520 de cai. Hai să vedem și cum sună așa o leacă. Ok, hai să pornim și noi. Asta pornește cu a treia de pe loc, ia fiți atenți. Deci trebuie să-i dăm foarte, foarte încet, că... Deci se duce... Dau eu puțin sonul. Hai să stăm aici. Uite, pleacă și cu frâna... Frâna de mână trasă. Noi o să încercăm să mergem cât... Încerc să merg cât mai frumos cu ea. Auziți-o. Uite că aici e interzis. Doamne, doamne, doamne. Oh! Deci se duce mașina asta. Băi, frate. Merge automată cu asta, deci doar manuală. Nu știu de ce. Se duce o leacă, nu? Ceva nu vine. Gândesc cum e să mergi cu o asemenea mașină, nu știu, la limita de viteză, în oraș, 50. Hai că să începem acum, hai să vedem cum semnalizăm aici. Ce mai semnalizez eu, frate, am Panamera. Ce semnalizez? Ia, hai să mergem cu 50 la consum frumos. Hai. O, hai, nu pot să merg cu gen. Cam ceva gen. La consum, uite, cam așa ar trebui să mergi. Hai că noi facem stânga de pe banda 1, avem Panamera. Șur Panamera, cu șulim imediat. Hai că ieșim acum pe autostradă. Dăm planul. Deci că stai pe loc, frate. Deci când mergi cu 50, zici că stai pe loc cu asta. Hai că se duce Panamera. Viteza 7-a. Ușor, ușor. Ai. Da. Și am luat și... parapetul. Limita de viteză. Cum, frate, să respect pe limita de viteză când sunt în Panamera? Nu știu ce să zic, dar... prea vitezoman o mașina asta, frate. N-ai cum să o stăpânești. Nu știu, eu acum sunt și pe tastatură, nu sunt pe volan. Dar cred că dacă îmi pun volanul, e altă treabă.
place la mașina asta că nu alunec încolo și face. Unele mașini se duc, frate, deci... Nu neapărat de alunecat. Te răstoarni imediat pe aia. Adică ce nu-mi convine la modul ăsta? Hai, eu stai că l-am curb ăsta. Uite, nu pot să fac chestia asta, adică să mă uit. Adică până aici pot să mă uit așa cu mouse. Mai mult nu știu de ce. Deci cam așa arată interiorul. Pun frâna de mână. Frâna de mână. Frâna de buton. Ce naiba, că nu văd aici nicio... Ok, deci cam așa arată. Pot să ies cu capul pe plafon. Arată super. Adică arată stoc. Dacă pot să spun așa. Două locuri în spate. Aici normal. Automat, dar eu spun secvențial, manual, da? Așa. Și hai să-i mai dăm o leacă așa. Pornim cu a treia de pe loc normal. Dacă e să pornesc cu a treia, hai să pornim cu a treia să vedeți cum face. Cam așa face. Pornești cu a treia. Pornești o leacă mai greu, dar... Vă dați seama dacă ar fi viața reală asta cu cutie manuală. Prea cred că ai pornit cu a treia. Pornește aici în joc. Da, deci ia uite, pornește în joc cu a treia. Faci ceva în viața reală? Nu prea cred. Na, dacă ar exista manuală la Panamera, da. Poate există vreun mod. Gata să mă duc. Să ies din tipar de aici. Mamă! Avarii, 6%. Da. Ce pot să spun? Ma! 100%. Cum naiba? Deci pur și simplu am apăsat frâna. Băi, hai să facem și un 0-100. Hai să vedem. Asistență rutieră, așa, deci ne ducem acolo. Să reparăm Panamera. Bun, hai că a reparat și Panamera, m-a costat undeva la 4.000 de euro, cam puțin, na, nu știu, dar... pentru accidentul ăla, cred că în viața reală nu mai aveai ce face cu mașina, mureai și gata. S-a cam terminat treaba dacă eram în viața reală. Ok, hai să pornim. La de mână, hai să facem un 0-100. O, mă, nu mai e și curba. Mamă, ce naiba? Băi, trebuie să ieșim pe autostradă. Nu pe aici, mă, așa. Hai, luăm pe dreapta pe aici. Și ieșim acum la autostradă. Să facem un 0-100. 0-100, 0-200, 100-200, am trecut pe roșu. Cred că la 300 nu duce. Dar trebuie să mă uit pe mapă, că așa dacă mă duc...
Dimo. Autostrada. Uite, undeva. Aș merge pe aici. Așa, hai să mergem acolo. Imediat ajunge Panamera, ci 67 km, ce frate. Gândiți ce consum ar avea asta dacă ar fi pe piața reală, pe benzină. Ce ai merge în halul ăsta pe ea. Frânile noastre ne-au trădat. Hai că e băiat bun. Dar la o parte nu și stai pe dreapta. Haide, ce pe aici pe dreapta. Ce n-ai văzut ce în spate? Haide, haide, haide. Că intră la continuu mine. Dreapta și... Oh, frate, să duce. Haide, bag. Deci, nu, hai să facem aici un 0-100. Bun, deci 3, 2, 1. Aoleu, am intrat în ăla. Bun, deci hai să mai facem un 0-200 acum. Pornim cu baterea. Nu, frate, că curbele astea nu pot să fac. Deci am făcut 0-100 și 100-200 n-am făcut. Ne întoarcem și... Sau hai cu ea pe aici. Ce consum aș avea eu acum? Nu știu cum am la care scrie. Deci mai să facem aici. Nu știu dacă... parte, bă! Uai de capul meu ce l-am luat pe ăla. Bun, deci cam acesta a fost și videoclipul cu Panamera. Am intrat în toți, eu. Mașina n-are nimic, frate. Cum naiba e? Cum naiba stă geamul ăsta acolo? Nu știu. Ok, deci cam acesta a fost și videoclipul cu Panamera aici pe Euro Truck Simulator. Nu uitați de like, share, subscribe, like numai dacă v-a plăcut normal. Și ne vedem la videoclipul următor. Eu am fost Ovidiu, numai bine. Pa!